Bună seara, dragi nemuritori și nemuritoare! Cam totdeauna am un oaspete special alături de mine, dar astăzi vă țin un pic să vă fierb așa până vă spun cine este oaspetele. Ce vreau să vă precizez încă de la bun început este că poate mai mult decât în orice altă emisiune, astăzi vrem să vorbim despre ceva care vă impactează direct, care are legătură cu viețile dumneavoastră. Și o să spuneți de unde știi tu, Grig, care are legătură cu viața mea. Are legătură cu viețile fiecăruia dintre noi, fără excepție. Și cu asta poate că v-ați dat deja seama, mai ales că scrie jos pe burtieră că e vorba despre doliu. Înainte de a o invita pe doamna care ne-a făcut onoarea să vină în studio, dați-mi voie să vă spun atâta. Se moare la greu pe planeta Pământ, și România face parte din această planetă, se moare la greu, din ce în ce mai mult. Nu e locul aici și nu ne-am propus în niciun fel să vorbim despre cauze. Este alt subiect. Fapt este că se moare din ce în ce mai mult, din ce în ce mai inexplicabil, din ce în ce mai subit. Ok. Ce facem? Pentru că fiecare dintre noi intră în ceva foarte negru, foarte sumbru, foarte dureros, numit doliu. Și am să încep prin a vă arăta acest desen pe care îl tot port după mine, în forma lui originală. E aici o persoană. E aici o persoană care își bagă capul din lumea noastră, cea cu care suntem familiarizați, cu soare, cu lună, cu bolta cerească, cu copaci, cu habar n-am ce mai e pe aici, cu vegetație și cu cetăți, își bagă capul dincolo, ca și când ar bănui că mai există ceva în spatele cortinei, că mai există ceva dincolo de Matrix. Noi, când vorbim despre faptul că a venit vremea să ne educăm, a venit vremea să deschidem ochii și să nu ne mai lăsăm prostiți cu tot felul de invenții și să încercăm să înțelegem cu adevărat în ce lume trăim, pe ce lume trăim, ce se întâmplă când trecem din această lume unde domnesc anumite legi ale fizicii cu care suntem familiarizați, oarecum. Când trecem dincolo, pentru că nu mai avem trup fizic, deci când trecem de aici unde există timp, spațiu, materie sau o iluzie de materie, când trecem dincolo unde toate astea nu mai sunt, dar noi continuăm să existăm ca un spirit viu, indestructibil, nemuritor, particică vie dintr-un Dumnezeu viu, atunci, deci dacă vom începe să înțelegem aceste lucruri, atunci vom trece mai lin și prin emoțiile inevitabile legate de propria noastră plecare, dar și prin suferința pe care ne-o provoacă cei care pleacă sau pe care și noi o vom provoca, dacă avem cui, celor dragi, când vom pleca. Deci, astăzi seară vom vorbi despre aceste două lumi, cumva, și despre ce putem noi să facem ca să trecem mai lin prin doliu sau să ajutăm un prieten drag care este îndoliat, iar nouă ne pasă să sufere mai puțin. Am bucuria să o salut și să-i mulțumesc pentru că a venit din nou în emisiunea noastră după 4 ani. Să-i mulțumesc doamnei psiholog și psihoterapeut Cristina Brânzei. Dragă Cristina, bună seara, mulțumesc! Bună seara și eu mulțumesc! Despre doamna Cristina Brânzei, trebuie să vă spun un lucru și să-i fac un compliment direct. Arăți superb și mă bucur din suflet. Mulțumesc. Că ai altă energie. La 4 ani de când te-am cunoscut, ai fost unul dintre aproape cinci. Ai fost, da, și noi facem acum 5 ani de Capital TV, pentru mine, pentru emisiunea mea. Ai fost extrem de dărâmată, extrem de lovită în energia ta vitală. Eu nu știam când te-am invitat că ești în doliu după soțul tău, Sorin, și pe care îl iubeai foarte mult și îl iubești acum, și am suferit alături de tine. N-am știut, te-aș fi mângâiat, te-aș fi ocrotit, era așa o situație, m-a durut emisiunea aia. Acum te văd într-o altă stare, într-o altă energie, și unul dintre motivele pentru care te-am invitat, dincolo de faptul că ești expert în psihologie, în psihoterapie și ai citit foarte mult cărți, cum și eu am citit pe tema asta, oarecum evitată, mai e și motivul ăsta, care inițial a fost unul dureros, acum e un motiv legat de înțelepciunea ta, faptul că tu însăți ai trecut și treci și acum, într-o altă formă, într-un alt stadiu, prin doliu. Povestește-ne, te rog, cum te simți, în primul rând, după toți acești ani și cum îți merge cu propriul tău doliu. Da, încă o dată mulțumesc pentru invitație, mă bucur să revin în acest cadru. După aproape 5 ani,
mă simt mai refăcută. Se vede, chiar din se punct, vede. Da, din toate punctele de vedere, doar că, mă rog, suferința rămâne, este acolo, dorul este imens. Tot ce fac în viața asta, care a mai rămas în urma plecării soțului, fac cu gândul la el, dedicându-i cumva lui tot ce fac. Ce mă ajută foarte mult și m-a ajutat întotdeauna a fost meseria mea. Pe de o parte, pe de altă parte copilul, pentru că acolo este oaza de bucurie cea mai mare, dar foarte mult, cum spuneam, și meseria și lucrul cu oamenii. Dacă mă gândesc acum cum am putut să măsor această diferențiere în timp, pot să spun așa, că acum 4-5 ani coboram cu imaginația în meditații, așa zis meditații, pentru că nu puteam să fac meditații, nu mă puteam liniști. Așa, și imaginativ mă duceam în chakra inimii și încercam să văd dacă mai găsesc vreo bucurie în ceva, în viața aceasta. Și, din păcate, în primul an durea atât de tare să cobor acolo, pentru că, efectiv, acolo era rană deschisă. Cu timpul, cam după, să zic, 2 ani de zile, am început cu adevărat să simt bucurie în preocupările mele legate de terapii, de legături cu oamenii, de relații cu oamenii și să ies mai bine în lume, mai mult în lume. Și asta pot să spun că acum, când cobor acolo, în acea zonă intimă a inimii, simt o satisfacție extraordinară că am putut să încep un drum care pentru mine înseamnă menirea mea, cred că misiunea mea pe acest pământ. Ce frumos! Și care este aceea, te rog? Aceea de a împărtăși cunoașterea pe care am acumulat-o numai în anii aceștia. Eu studiez domeniul acesta, domeniile acestea mai tabu, mai bine de 15 ani. Da? Și pot să spun că m-a interesat aproape dintotdeauna. De pe la 18 ani mi-aduc aminte că eram interesată de ce e reîncarnare. Pe vremea aia nici nu se vorbea, erau subiecte atât de tabu încât dacă ciupeai ceva sau prindeai ceva, era extraordinar. Și auzisem, cred că am mai povestit cândva, am avut ocazia să văd un parimaci de la adus de mama mea de la cabinet și de fapt era un xerox după un parimaci. Așa. Și acolo era un subiect despre reîncarnare cu niște cazuri de reîncarnare și atunci mie mi s-a aprins scânteia și am început să mă întreb. Și am început să mă întreb de ce nu se spun lucrurile astea. Exact. De ce nu se știe? De ce eu la 18-19 ani mă întreb ce-i cu mine pe lumea asta? Cine sunt? De ce am venit? Ce suntem noi în tot universul ăsta? Ce reprezentăm până la urmă? Că un scop trebuie să avem. Pentru că universul are o economie foarte strictă și foarte... cum să spun, cu logică. Totul este logic în univers. Și atunci, noi nu am venit degeaba, da? E, acel de ce am venit, acel pentru ce, care este scopul nostru pe pământul ăsta sau în universul ăsta, nu știm. Foarte mulți dintre noi ajungem, iată, constat în terapii, ajungem la vârste înaintate, chiar, să nu știm despre ce este vorba în legătură cu noi, cu viața noastră. Să nu știm care ne sunt pasiunile, să nu știm de ce am venit pe lumea asta, care este menirea, pentru că toți avem o menire, clar, pot să spun cu mâna pe inimă că toți avem o menire pe lumea asta și un scop și o misiune. Și
Atunci pledez pentru cunoaștere, pledez pentru înțelegere a fenomenelor, dar în primul rând pentru a cerceta, chiar la nivel de individ simplu. Poți să citești, sunt atâtea cărți, sunt atâtea mijloace în prezent de a te educa în sensul ăsta și a afla ce se întâmplă cu universul acesta. Pe mine m-a marcat la un moment dat o poză pe care mi-a adus-o soțul meu în dar, care era un pătrățel dintr-o fotografie foarte mare făcută cu telescopul Hubble a universului. Și această fotografie era împărțită în foarte multe pătrate și undeva la mijloc era un pătrat negru. Ei bine, când s-au focusat pe acel pătrat, acel pătrat a dezvăluit, cred că miliarde de sori și stele și așa, și din acea poză el mi-a făcut un tablou. Și mă uit mereu acolo când mă mai întreb ce căutăm noi aici pe lumea asta și aceea este outside the box pentru mine. Acolo mă duc eu și înțeleg că universul este infinit. Noi suntem o părticică infinitezimală de mică și cu toate astea foarte importanți, pentru că avem energia lui Dumnezeu în noi. Suntem scânteie de Dumnezeu. Da. Mă bucur foarte mult că spui lucrurile astea cu atâta naturalețe, în pofida faptului că ești un om riguros educat în vremurile acestea, care nu prea lasă loc pentru spirit-suflet, dar dacă nici psihologii și psihoterapeuții nu se ocupă de suflet și de spirit, atunci nu mai știu ce altă categorie socială sau profesională mai adecvată ar face-o. Exact. Mă bucur foarte mult că ai trecut astfel prin propriul tău doliu și că acum radiezi această pace, această acceptare și această împofidă a suferinței și a dorului, această centrare. Și te-aș ruga, nu văd eu foarte bine, nu știu foarte bine cât timp avem astăzi, că avem o problemă cu ceasul, dar te-aș ruga în puținele minute care ne stau la dispoziție să ne spui odată, pentru eventualitatea că unii n-au auzit până acum, foarte succint, care sunt etapele doliului, sau mai bine le spun eu ca să trecem de ele în fugă. Deci, conform renumitei renumitei doctoriței, eu sufăr că nu avem feminin la toate substantivele. Da. Odată ce o profesie este practicată de o femeie, mi se pare atroce să spui doamna ministru. E un substantiv masculin sau feminin? Deci, efectiv, sufăr de chestia asta și cred că va trebui să ne destupăm și să le feminizăm pe toate. Da. Deci, doamna doctoră, îmi asum, Elizabeth Kübler-Ross, care era provenea din Elveția, dar a profesat în America și a lăsat niște mari urme, spărgând tabul, vorbind despre oamenii care sunt pe moarte și care trebuie priviți cu aceeași empatie, cu aceeași sensibilitate, pentru că și ei au emoții, au sentimente, nu sunt niște numere. Și ea spunea într-una din cărțile ei foarte des citate că etapele doliului sunt negarea. Cum? Nu se poate să moară cineva apropiat mie. Negocierea, doamne, dacă aș face cu tare lucru, nu cumva, poate că aș reuși să te înduplec. Pe urmă, furia, eu pun accentul pe U, aud că unii zic furia, n-am auzit așa ceva, m-am dus la Dex, furia, sunt exact. Înfuriat, nu sunt înfuriat. Deci furia, apoi depresia, pentru că vezi că nu te ajută nimic, nici să fii furios, nici să negociezi, pici în depresie, îți dai seama că nu poți să faci nimic. Și la un moment dat, etapa asta a cincea, care este magică, este acceptarea, unde însă aș spune ca noi, în această emisiune, să nuanțăm un pic, pentru că una este acceptarea, ce să faci, maică, toată lumea moare, ce vrei să faci, așa le-a lăsat Dumnezeu pe toate, asta este o resemnare neputincioasă, ori o acceptare și o neînțelegere, în timp ce acceptarea, așa cum o vedem noi două, căci consider că suntem în consens, trece prin altceva, trece printr-o educare în privința morții sau mai bine zis a nemuririi noastre și o acceptare bucuroasă, luminoasă, încrezătoare, când înțelegem că e vorba de faptul că în spirit suntem nemuritori. Te rog, spune-ne tu
Ce crezi că ar putea să-i ajute pe cei dragi ai noștri care sunt îndoliați, sau ce instrumentele stau lor la dispoziție să-și ajute o persoană dragă care este în doliu? În primul rând aș pleda pentru faptul că a înțelege că n-aș spune vindecare, aș spune alinare, revenire, o alinare, așa. Alinare, revenire la normal, cât de cât, la un oarecare normal, reprezintă, de fapt, o transmutare a energiei doliului, a suferinței, în altceva, în altă energie. Doliul este o energie, este un mod de a percepe situația respectivă. Atunci când noi percepem orice situație pe lumea aceasta, ea se amprentează în psihicul nostru, în creierul nostru, în niște formațiuni emoționale. Da? Și nu numai în creier. Și nu numai. Somatizăm. Și de-a lungul corpului, bineînțeles. Dar în principal vorbim despre zona, etajele superioare. Da? Și în primul rând amprentează sistemul limbic, acolo unde există sediul emoției. Da? Este organul emoției, dacă am putea să spunem așa. De asta, atunci când mirosim ceva, spre exemplu, dau un exemplu așa, pe care cred că îl știe toată lumea, atunci când simțim un miros plăcut și cunoscut sau familiar al cuiva, el se duce direct în emoție, pentru că legătura dintre analizatorul olfactiv este directă cu sistemul limbic. Deci, dovadă că atunci când simțim mirosul cuiva plecat, bineînțeles că știm despre ce este vorba, sau ar trebui să știm, și să știm fără frică. Ar trebui să tratăm subiectele acestea cu mai mult curaj și cu mai multă acceptare și bucurie, pentru că astea ne arată că noi atunci când plecăm, de fapt, nu dispărem. Nu dispărem. Asta e problema fundamentală și noi nu suntem corpul care începe să se descompună. Noi suntem cel care a locuit în acel corp și care, iată, fără corp continuă să existe. Că altfel nu ne-ar veni atâtea mesaje, atâtea semne. Câte și mai câte nu sunt. Despre care nu se vorbește, Doamne ferește, nu se vorbește în paradigma materialistă, cea care ne domină încă, deși se fărâmițează sub ochii noștri și lasă loc unei înțelegeri mai complexe, care îl include pe Dumnezeu. Exact. Mi-ar plăcea să se facă din școală o astfel de educare. Așa ar trebui. Așa ar fi firesc. Da, pentru că avem dreptul, din momentul în care ne naștem, să știm ce se va întâmpla cu noi când vom muri. Da? Avem dreptul să deținem cunoaștere. Și e foarte greu să o faci, să faci această cunoaștere pe repede înainte, în momentul în care te vezi în situația respectivă, nevoit, în momente în care aproape că nu ajunge la tine informația cu adevărat. Chiar nu ajunge, chiar cred. Nu ajunge. Ești atât de preocupat de ceea ce se întâmplă, de drama în desfășurare, n-ai urechi. Exact. Și foarte greu de suportat și de dus. Atunci n-ar fi mai bine să știm dinainte anumite lucruri. N-ar fi mai bine să știm că, uite, atunci când moare un om, în urma lui pot exista foarte multe mesaje, semne pe care le putem percepe în mediul nostru, normal. De ce să ne speriem de astfel de lucruri? De ce să trecem cu vederea? Când am putea să le notăm chiar, să le avem acolo de-a lungul timpului, și să ne uităm peste ele, să ne aducem aminte, pentru că le vom uita. Da, și revenind la etapele acestea, eu de ce le-am luat din nou în considerație, pentru că țin minte că și la prima emisiune am vorbit puțin despre ele. Ceva clasic. Ceva clasic, da. Atunci am introdus ideea. Este pentru că pledez pentru cunoaștere și pentru înțelegere. E foarte important să știi când te afli, în ce etapă te afli. Poți să determini chiar tu însuți, chiar dacă nu ești un cunoscător al psihologiei sau, eu știu, al științelor de vreun fel sau altul.
poți să accesi la cunoaștere și poți să găsești acolo niște informații foarte prețioase care să-ți confirme sau să-ți infirme anumite credințe pe care poate le ai din familie, poate că din societate, și să le adaptezi la ceea ce trăiești tu. Da. Și trecând peste cele clasice, mi s-a părut foarte importantă, bine, ele toate se tratează în terapie. Toate sunt abordabile. Pentru toate există exerciții care se pot face, alinări de un fel sau altul, se pot face meditații, sesiuni de relaxare, de hipnoză. Depinde ce vrea omul care vine în terapie și pentru ce este pregătit. Că de foarte multe ori oamenii nu înțeleg ce se întâmplă și ce înseamnă fiecare, dar explicându-le, fiecare își alege ce cale vrea să urmeze în terapie. Și deci trecând peste cele clasice, m-am oprit asupra acceptării. Acceptarea aceasta apare foarte greu, e adevărat, dar până la a accepta, tu ai un parcurs în care, nu știu, 2 ani, 3 ani, în care tu te poți edifica asupra subiectului acesta. Poți să te informezi, poți să începi să studiezi cărți. Există acum, culmea, și m-am bucurat, foarte multe cărți în ultima vreme, chiar traduse în română. La acestea mă refeream. Așa, în literatura universală există foarte multe. Scuze-mă că te întrerup. Te-am înțeles eu bine că acum te referi la 2-3 ani în care te poți edifica, te poți educa, în doliu fiind. Da. Exact. Nu e mai bine să o faci înainte? Da, asta spun și eu. Voiam doar să completez ceea ce spusesem în emisiunea anterioară, ca să nu repet ce înseamnă fiecare etapă și cum, da, cum o putem trata. De aceea am vrut să mă duc direct către acceptare, dar până la acceptare, asta spuneam, că ai timp să te informezi. Da, pe parcursul etapei de doliu, care este foarte diferită de la individ la individ. Fiecare percepem altfel. Pentru fiecare cel plecat a însemnat altceva. Pentru unul partener, pentru altul copilul, pentru altul părintele. Relațiile sunt altele și fiecare doliu e unic, absolut unic. Da, și foarte un punct foarte important este modul în care a decedat sau a plecat persoana dragă. De ce? Pentru că există o foarte mare diferență din punct de vedere al acceptării între decesele acceptabile, cu ghilimelele de rigoare, sau admisibile, da? Cele care survin la o vârstă înaintată, după o viață împlinită, în mijlocul unei familii. Da. Au firescul, sfârșitul apusului de viață. Natural. Da. Da. Așa, și decesele inadmisibile, așa zis, de neacceptat, acelea când îți moare copilul, cât, indiferent ce vârstă ar avea, la copii, părintele suferă indiferent ce vârstă ar avea copilul. Sigur. Chiar și 70 de ani, dacă ar avea, părintele suferă. Pentru că nu e firesc să moară copiii înaintea părinților. Așa, deci poate să fie copilul, poate să fie partenerul de viață, cel mai bun prieten al tău fiind el. Se mai întâmplă iarăși în cazurile în care mor intempestiv gemeni în timpul perioadei intrauterine. Și acela este un caz de traumă al mamei, de trauma mamei cu care ea rămâne după nașterea unicului, în final, copil. Am dat niște exemple de... Și bineînțeles, aici intră și adulții tineri, pentru care moartea n-ar trebui să fie în firescul ei. Da. Da? Așa. 30 de ani, 20 de ani, adolescenți, hai să zicem că am spus despre adolescenți, dar
trecând mai încolo, da, de 21-22 de ani, da, când se termină adolescența. Mie mi se pare că niciun om de 50 de ani n-ar trebui să moară, mi se pare tânăr. Exact. Da. Soțul meu avea 50 de ani și arăta de 40, poate chiar mai puțin, pentru că se menținea, adică era un om foarte activ și foarte implicat și în sport și în diferite activități. Deci, când fenomenul acesta natural până la urmă, moartea, intervine și survine într-un moment neașteptat, aceea este o moarte greu de acceptat. Foarte greu. Ce facem când avem o astfel de situație? Da, acolo este situația cea mai complicată, pentru că, în general, în cazul acesta, doliul se prelungește și devine un doliu complicat. Așa este numit în lumea psihologilor și a terapiilor, un doliu blocat. El se blochează în una dintre etape sau în mai multe, depinde. Adică poți să fii în același timp în negare, dar și în depresie. Poți să fii și în negociere și în negare. Eu zic că depresia cred că însoțește cam toate etapele până la acceptare. Da. Pentru că nu mai ai bucurie. Depresia asta înseamnă. Înseamnă anhedonism, adică lipsa plăcerii, bucuriei. Da. Nu te mai interesează nimic din ceea ce te interesa înainte. Nu-ți mai place nimic din ceea ce făceai înainte. Da. Și bineînțeles că aici vreau să amintesc un nume, se numește Dr. Salomon Selam. O să scriem. Din câte știu, da. Da. El a împărțit această etapă a acceptării în 5 subetape, care pe noi ne ajută mai mult să, pe noi ca terapeuți vorbesc, să încadrăm omul că undeva trebuie să-l pui într-o cutiuță atunci când vine în terapie, ca să știi de unde pornești terapia, și pe parcurs tu îți dai seama dacă el mai are și alte, mai este și în alte etape, și așa ajungi să tratezi. Și el spune că mai există, deci în cadrul etapei acceptării, 5 subetape, și anume explicația, atunci când îți explici, când intervine o explicație pentru care așa, înțelegerea, integrarea, și cred că este evident la ce ne referim, când integrăm informațiile și ele ajung de la minte la suflet, că asta, da, este foarte important. Da. Apoi acceptarea propriu-zisă, care conține și iertarea, conține și detașarea de... Deci momentul în care tu te simți că povara aceea nu mai este atât de grea în spatele tău. Și ultima este așa numită reinvestire, cu alte cuvinte, când revii în prezentul vieții tale, revii în viața ta, practic. Și investești la bursă. Și... Glumesc, fac, da, o glumă proastă. Investire. De ce nu? Mi se pare investirea asta, era un cuvânt... Da. Da. Deci îți reiei activitățile de dinainte, de evenimentul tragic, da. Da. Îți reiei pasiunile, găsești bucurie. Și aș dori să mai adaug ceva ce am observat, am și citit, dar am și observat. Există un fenomen, eu îi zic chiar miraculos, după ce trecem prin groapa Marianelor și ne ducem unde a fost mai rău și avem cele mai negre gânduri, mai ales părinții care și-au pierdut un copil, nu vrem să știm, când ajungem să ne reconectăm la viață, și într-o decizie proprie, dar și din mila lui Dumnezeu cumva, că mulți nu-și revin și se duc o viață întreagă așa, invalizi. Își duc doliu. Da, 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 își duc doliu. Cei care ajung să se reconecteze la viață și de multe ori reușesc asta pentru că nu se mai uită la ei și la propria lor suferință, ci se duc și ajută alți oameni, se orientează către altcineva. Asta este o mare taină și în zona fericirii. Cum să devii fericit? Păi făcând așa ceva. Cum să ieși din doliu? Făcând așa ceva. Uită-te la alții și o să uiți, da, un pic de durerea ta. Acolo există un fenomen, spuneam, miraculos. Viața irumpe, bucuria irumpe cu o forță pe care nu o avea
înainte ca tu să treci prin acea tragedie. Cumva se cheamă creșterea post-traumatică, este fenomenul care mă fascinează cel mai tare. Eu sunt așa de felul meu, un om solar, optimist, mă uit tot timpul la partea plină a paharului, dacă îmi dă societatea, dacă îmi dă contextul voie. În comunism n-am reușit să o fac întotdeauna, că era așa foarte sumbru. Da. Și nici acum nu e foarte ușor, trăim niște ani extrem de ciudați, numai cei extrem de ipocriți sau cumpărați cu conștiința lor cu tot pot să nege că noi trăim acum niște ani nefirești, nenormali. Dar în alt minter, eu sunt un om al soarelui, al pozitivității. Și această reconectare la viață și la bucurie este extraordinară, e ca și când natura ar vrea să ne recompenseze cumva. Dau doar un singur exemplu care poate pare diferit dintr-o altă zonă, dar eu găsesc și aici această compensare. După al doilea război mondial, am avut un val de nașteri pe plan mondial care s-a numit baby boomers. Noi suntem dintre ei. Noi acum ușor părăsim scena pentru că se murise foarte mult și atunci cumva natura a încercat să compenseze. Deci eu de fapt mi-aș dori ca această micuță emisiune, modestă și ca pretenții astăzi și ca număr de minute, dar o putem continua cu alte activități, să dea așa una, două, trei sugestii pe ce să se ancoreze oamenii sufletește când sunt într-o astfel de stare sau înainte de a ajunge într-o stare de criză spirituală, pentru că toți știm că vom fi mai devreme sau mai târziu în doliu, dacă nu suntem cumva așa rupți de orice rudă, de orice prietenie. Deci ai spus așa, timpul te-a ajutat să ieși. Deci eu țin minte să avem încredere că timpul, chiar dacă sună cea mai mare banalitate, ceva atenuează, ceva vindecă. Apoi ai spus un cuvânt de care eu sunt îndrăgostită, ai spus cunoaștere, dar nu e suficient într-o epocă în care avem atâtea informații să acumulăm informații. Cum ai spus tu? Să le internalizăm, să le înțelegem, intre în noi. Exact. Și să ajungă la suflet. Exact. Și ai mai spus că trebuie să ne înconjurăm de fapt de iubire, să nu închidem ușa tuturor prietenilor, să nu îi respingem pe cei din familie, să nu ne lăsăm să decădem, unii nu se mai îngrijesc, nu mai fac decât să se ducă la mormânt. Deci noi trebuie să avem o sănătoasă grijă de noi înșine, în primul rând. Da. Și în același timp aș cumva aș da sfat și celor care sunt în preajma sau, mă rog, familia foarte apropiată ale celor îndoliați, familiile celor îndoliați, să îi înțeleagă, pentru că e o suferință foarte greu de dus, mai ales pentru cei din jur. Adică pentru cel în cauză, oricum, suferința este imensă și infinită, dar și pentru cei care sunt aproape de ei este greu să-i suporte, să le suporte plânsetele și vaetele de multe ori, da, și vorbele, că de multe ori vorbim cu cei plecați și le spunem și așa, este foarte greu. Dar emisiunea este foarte... Am vrut-o punctuală și țintită către cunoaștere. Și tocmai în contextul vremurilor actuale pe care tu l-ai amintit, aș vrea să îndrum oamenii către cunoaștere, să caute cu sete și cu aviditate să se informeze. Pentru că numai așa pot să ajungă să pună puțină alinare pe suflet. Nu e așa, singuri. Nu e așa că dacă nu înțelegi ce se întâmplă și nu înțelegi că am fost ținuți într-o mistificare uriașă. Noi am fost ținuți de secole în minciuna că moartea e sfârșitul la tot. Da. Și știu că biserica spune ea acolo ceva, dar noi vorbim aici despre știință. Exact. Care o ia sistematic și ne arată mai multe decât ne-ar putea arăta și orice sistem de credință. Exact. Și chiar știința arată în ultima vreme că viața continuă. Despre ea vorbim. Exact. Știința ne arată că viața continuă. Da. Exact. Și asta este una din căile prin care noi ne putem alina. Că mă întrebai cum putem să alinăm. Ne putem alina în primul rând singuri.
Pentru că în perioada aceea ne este foarte greu și chiar și în terapie, dacă ne ducem, terapia este doar de susținere. E mai greu să transformi un om, să-l transformi cognitiv, comportamental, să faci tot felul de exerciții de genul acesta cu el. Pentru că nu va fi receptiv, va fi rezistent. Dar el însuși, cel care trece prin așa ceva, trebuie să aibă grijă de el și să caute. Să caute dincolo de aparențe, să caute de dincolo de tot ceea ce ni s-a spus până acum. Exact. Nimic din ceea ce ni s-a spus nu e adevărat. O, Doamne. Din păcate. Ce greu e de dus, adevărul că am fost mințiți. Și chiar și acum, uite, pe mine mă uimește fenomenul acesta, că deși e atâta literatură, e atâta știință în domeniul acesta afterlife, să zicem așa, da? Al vieții de dincolo. Al vieții de dincolo, da? Și totuși încă sunt oameni care se tem să abordeze acest subiect, care te cred poate depășit, poate puțin mai împlop așa. Excentric. Că tu ai asemenea preocupări. Da, avem, sunt normale și firești. Tu ești psihologul dintre noi două, dar până și eu am citit că oamenii țin cu dinții de modelul pe care și l-au făcut ei, imaginea pe care și-au făcut-o ei în copilărie, în adolescență, în tinerețe, despre lumea noastră și despre ce suntem noi. Și nu suportă să vii, da, să le invalidezi acest model și să le spui, da, domnule, mai există și altceva. Acum noi trăim vremuri minunate în care mulți se deschid. Se deschid de nevoie, se deschid de frică, se deschid din cauza acestor 4 ani îngrozitori pe undeva, da, în care ne-am pomenit că o mână de oameni, nu prea-i vedem, nu prea-i cunoaștem, da, face ce vrea mâna aia de oameni cu 8 miliarde de indivizi. Le spune, stați drepți, noi stăm drepți. Le spune, pe loc repaus, stăm pe loc repaus. Puneți-vă masca, ne punem masca. Și iată cât de multe minciuni s-au dovedit a fi fost minciuni când ei spuneau, follow the science, urmăriți știința. Știința, cea pe care noi o respectam, s-a făcut de râs. Nu mai putem să avem încredere. Trebuie să punem sub lupă orice se pretinde a fi știință. Este sau este o pseudoștiință? Da. Știi, nu mai știi. Hoțul strigă hoții. Cei care spun, a, aia e pseudoștiință, de cele mai multe ori te duci acolo și descoperi cu câtă profunzime și rigoare și insistență s-a studiat un fenomen ca să se spună, nu este în paradigma materialistă și pseudoștiință promovează exact cei care spun, noi am pus monopol pe cunoaștere și pe adevăr. Nu, și noi trebuie, bieții de noi, care avem viețile noastre, profesiile noastre, nu de asta stăm noi, trebuie să navigăm cu grijă printre acești ghețari, pe această mare furtunoasă, pentru că însăși viața noastră depinde de faptul că ne-am prins sau nu ne-am prins, că am înțeles sau n-am înțeles. Da. Dacă nu înțelegem, știi, putem fi chiar și uciși. Da. Așa, pe bune. Da. Se poate întâmpla orice, pentru că mi s-a părut că ne ducem după val, ne ducem după turmă. Exact. Nu mai e timpul de turmă, e timpul ca fiecare să-și asume un discernământ al lui. Deci a venit timpul să ne educăm, dragii mei, și tu și eu zicem, nu în situația de criză în care ești oricum copleșit de jale, copleșit de aranjamente administrative, juridice, câte fațete nu are un deces, ci din timp când ești calm, când te duci la un curs sau la alt curs, în timpul tău liber, fără vreo dramă interioară, a venit timpul să învățăm atât cât ne permite contextul. În România ne permite încă, iată, să învățăm despre moarte, care de fapt înseamnă să învățăm despre viață, să învățăm cine suntem noi, ce e cu noi, ce sunt aceste delimitări, care sigur că sunt convenționale, există un continuum al existenței și totuși, într-o anumită parte sunt anumite legi ale fizicii, în partea aceasta e altceva, nu avem timp, nu avem spațiu, nu avem masă, nu avem trupuri. Deci până nu vom învăța să navigăm cu încredere și cu discernământ printre numeroasele concepte, unele corecte, altele mincinoase, despre ce este viața noastră și ce este moartea, până nu vom îndrăzni să trecem dincolo de limitările pe care ni le impune orice sistem, sistemul de învățământ, sistemele de credință, toate au grijă să ne țină într-un țarc, să nu care cumva să ieșim din acel țarc în care, dacă vă uitați cu atenție,
E bine înțepenită frica. Să stăm în frică. În momentul în care vedeți că un sistem, oricare ar fi el, vă reduce viziunea despre lume și viață și vă duce în colțul fricii, fiți foarte atenți, fiți foarte sceptici. Asta ar fi părerea mea. Deci asta, Cristina, mi se pare mie foarte important, să ne înconjurăm de iubirea celor dragi atunci când suntem în doliu, nu? Da. Să nu îi blocăm. Dar cei dragi, dacă se văd totuși blocați de un om în doliu care spune nu vreau nimic, nu-mi deschideți ușa, n-am nevoie de nimic, lăsați-mă să zac. Cum trebuie să se comporte? Trebuie să insiste? Nu. Nu. Trebuie să spună cuvinte? Trebuie să-l... Da, trebuie să se pună la dispoziție și să-i spună că oricând are nevoie, ei sunt la dispoziție și că poate să ceară ajutor în momentul în care este pregătit. De multe ori nu suntem pregătiți, de multe ori, mai ales în primul an, hai să nu zic chiar primul an, dar în primele 6 luni, suntem foarte greu de înțeles, suntem foarte greu de cuprins, de, chiar și de îmbrățișat de multe ori. Avem nevoie de îmbrățișări, dar de multe ori nu știm cum să o facem și nu, cei în cauză nu știu cum să o primească. Învață-ne tu, te rog. Pur și simplu. Trebuie... Dacă vorbim, deci avem, să zicem așa, două tabere, da? Este tabăra celui care este în doliu, cel care a pierdut, are pierderea majoră. De multe ori lui nu este la îndemână să ceară. Da. Atunci celălalt, ceilalți rămași ar putea să vină către el, să-l îmbrățișeze, să-i facă un mic cadou, să-i facă o mică bucurie, o mică surpriză care să-l scoată din starea lui permanentă în acea perioadă. Chiar să insiste uneori, dar dacă continuă să refuze, să-l lase, pentru că atunci înseamnă că nu este pregătit să primească. De multe ori ne e greu să primim lucruri care ne bucură, pentru că ne avem un sentiment de vinovăție. Avem impresia că dacă cel mai drag om al nostru a plecat, a te bucura este o blasfemie. E ca și cum l-ai întina. Și aș vrea să spun că nu e așa. Sigur că nu e așa. Nu e așa chiar din punctul lor de vedere. Exact asta, da, aș vrea să dezvolți. Deci cei care au plecat, da, ne văd încă, mai ales la exact începutul doliului. Exact. Și le facem noi lor vreo bucurie sau vreun serviciu plângând în hohote, fiind disperați. Noi putem să plângem, pe noi ne ajută, eu încurajez plânsul, da? Plânsul trebuie să existe, pentru că el descarcă toată tensiunea emoțională, psihică, pe moment. Dar ei nu se bucură dacă noi suntem în permanență triști. Ar trebui să privim invers lucrurile. Dacă noi am fi cei plecați, cei dincolo, plecați, și fără ce trup, ne-ar plăcea să vedem la cei dragi rămași, că suferă atât de mult, atât de tare, încât aproape că se rănesc singuri, da, prin această suferință, pentru, da, că la un moment dat un astfel de doliu complicat ajunge să atingă fizicul, da? Ajunge să somatizeze și în momentul acela este mai greu de atacat și de intervenit. Așa încât, ca să revin, deci pledez în primul rând pentru educare înainte de a interveni criza și apoi trăire împreună, pentru această cuprindere a celui care este în doliu. Și mai este încă un aspect, modul în care vorbim cu el este foarte important. Adică întotdeauna să avem niște cuvinte care să arate serviciul nostru față de el. Să arate disponibilitatea noastră pentru acel suflet rănit care poate nu știe să ceară ajutor. Blândețe. 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 Exact. Bine că și în viață oamenii țipă, blândețe, se comportă, da, fiecare cum crede, în loc să fie, da, blânzi. Să aibă o finețe a interacțiunilor dintre ei, exact, cu atât mai mult
când ai în fața ta un suflet rănit, care numai de țipetele tale n-are nevoie, sau de vreun reproș, sau de vreo repezire, da. Haide, dragă, tot în doliu ești, că au trecut 6 luni. Adică chiar poate că are menirea să ne mai șlefuiască pe la colțurile ascuțite ale sufletelor noastre o stare de doliu, să ne facă să fim într-o stare de atenție și de blândețe, cum ar trebui să fim, de fapt, tot timpul și cât suntem vii și sănătoși și bine mersi. Așa este. Da. Am să rog regia, pentru că avem aici ceva cu ceasul, am să rog regia să-mi afișeze numărul de minute de care mai dispunem până la sfârșitul emisiunii. Mi se pare foarte interesant că ai venit cu această dublă perspectivă de terapeut și de persoană care a trecut prin doliu. Tu ai fost și în rolul acela și în rolul celălalt, în papucii ambelor situații, și nu-mi pot imagina ce ar putea da cuiva mai multă competență decât a fi fost și acolo și aici. Vreau să te întreb dacă faptul că aveai această educație formală, această educație ca psiholog și psihoterapeut atunci când a survenit tragedia în viața ta, acest lucru te-a ajutat vreun pic să ai o mică distanță față de ce ți se întâmplă sau să analizezi la rece, ori tot copleșitor a fost? Nu m-a ajutat. Din punctul acesta de vedere, nu m-a ajutat. M-a ajutat din punct de vedere al cunoașterii, al setei mele de cunoaștere pe care o aveam și înainte de a fi de a rămâne singură, ca să zic așa. Mă ocolesc cuvintele clasice de ceas. A plecat în lumină. Da. Acum văd că deja lumea se exprimă mai frumos. Cineva a plecat în lumină. Așa. M-a ajutat foarte mult felul meu de a fi, de căutător, de cercetător, de iscoditor, să văd, să merg mai departe. Și am mers în profunzime, adică am mers departe în cercetarea aceasta. Și pot să spun că aș putea să dau o mică încurajare pentru cei care se află în doliu, că starea aceasta nu este permanentă în criză, așa, sub forma aceea de criză din primele luni. Timpul ne ajută ca pe parcurs să se mai estompeze durerea și să intre într-un plan inferior, iar tu să poți să îți reiei activitatea. Asta am simțit pe pielea mea, am simțit tot ce spun acum, am simțit în propriul exemplu. Da. M-a ajutat foarte mult, deci nu m-a ajutat emoțional. Emoțional a fost extrem de dureros, extrem, de o durere și de o suferință extremă, aș putea să spun. Și acum este uneori. Dar te-a ajutat rațional. Dar m-a ajutat, da, m-a ajutat rațional, m-a ajutat și m-a ajutat foarte mult faptul că am stat și am ascultat sute de podcasturi de afară despre acest subiect. Da, afară se vorbește mult mai mult și se studiază mult mai mult, se cercetează mult mai mult decât aici. Din păcate, aici. Trebuie să recunosc, așa este, foarte mult se studiază și foarte mult vor să vină cu exemple, încurajează oamenii să vină cu exemplele lor personale, pentru că și acesta este un mod de a te vindeca, de a-ți împărtăși experiența și de a ajuta și pe alte persoane să învețe din ceea ce, măcar formal, măcar educațional, din ceea ce ai trăit tu. Ai atins din nou un punct care mi se pare foarte important. Mai avem un minut și eu simt nevoia să spun, exact ca și tine, că e foarte important, ar fi foarte important și de dorit să ne eliberăm odată de aceste temeri, de aceste sfieli. Am trăit ceva, trebuie să avem curajul să ne asumăm, să o spunem. Când mă gândesc câte milioane și miliarde de oameni au plecat în mormânt fără să spună că au ieșit din corp, că au trăit o experiență în apropierea morții, că au comunicat cu cineva plecat, că au văzut lucruri, că au avut premoniție. Toată acest munte de cunoaștere, care dacă ar fi fost articulat și spus cu curaj, chit că biserica nu era de acord, chit că nu știu ce stat îți interzicea, dacă oamenii ar fi avut curaj să spună adevărul tot timpul, unde era societatea noastră astăzi? Sigur nu era acolo unde se află acum, la începutul anului 2024. Sigur. Da? Adevărul
a gândi adevărul, a spune adevărul, a fi lipit de adevăr, lucrul ăsta îți conferă o putere aparte. Oamenii subestimează total. Da, avem... Iartă-mă, și proiectul nostru Ars Moriendi tot asta spune. Veniți, sunt câteva mii de oameni care au intrat acolo, veniți și spuneți-vă povestea. Păi da, da, poate că fără nume. Ba da, asumați-vă și spuneți-o cu nume și prenume. Bine, înțeleg că unii nu vor, dar orice persoană care face lucrul ăsta face un dar neprețuit semenilor ei. Și în momentul în care cei care au tupeul să ne spună, măi, voi sunteți ciudați, sunteți duși cu capul, nu știți despre ce vorbiți, contraziceți biserica. În momentul în care se vede că suntem sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane, care toți spunem acest lucru, și cei care mint că ei n-au trăit așa ceva, ei știu că ei mint, ei știu că și ei au trăit așa ceva, pentru că fiecare om trăiește așa ceva, în momentul acela, știi? În momentul acela, ceva se va schimba. Am vorbit mai mult decât trebuie, așa a expirat tot timpul. Da. Vei mai veni? Da, sigur, dacă mă inviți. Te invit cu drag, nu mai avem nicio secundă. Îți mulțumesc din suflet că ai venit și iartă-mă că am vorbit prea mult. Ești minunată, Cristina. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Și eu mulțumesc și pentru că ai dat din cunoașterea ta dragilor noștri nemuritori și nemuritoare. O seară frumoasă vă dorim și să vă treacă mai ușor suferința din doliu vouă și celor apropiați. V-aș dori să nu trecem niciunii prin doliu, să nu treceți prin doliu, dar mă tem că m-aș minți singură. O seară bună, dragi nemuritori și nemuritoare!